De la 1 la 10, ce notă acordați poliției locale Ploiești? Și după aceea vor urma și întrebările, evident. Cea mai mare problemă a poliției locale este problema legislativă, da? Că par așa, zici că vine Batman, Zorro. Sunt 10 de parcuri în Ploiești. Cam cum ați vrea să facem împărțirea ca să fie ok? Cu te rog frumos, prevenția asta nu prea ține la Ploiești. Prevede un post la 1000 de locuitori. Urmează reducere de personal și la poliția locală. Vom merge în fața Consiliului Local, vom expune problema. Există riscul ca activitatea poliției locale Ploiești să fie blocată în proporție 99%. Bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal spune Bogdan Enache. Invitatul meu de astăzi este șeful poliției locale Ploiești, domnul Cătălin Albu. Vă mulțumesc, domnule director. Mulțumesc și eu pe invitație. Spuneți-mi, vă rog, începem frontal așa, de la 1 la 10, ce notă acordați poliției locale Ploiești? Și după aceea vor urma și întrebările, evident. Un răspuns obiectiv sau subiectiv? Subiectiv. Cred că obiectiv este undeva în jur de 7. Da, realist. De ce? Realist. Multe probleme cu care ne confruntăm. Da? Haideți să facem un top 3, fiindcă după aceea voi veni și eu, dar evident că trebuie expusă o realitate, o situație și sunt foarte curios să vedeți cum ați descrie dumneavoastră și care sunt principalele probleme ale poliției locale Ploiești. Cred că top 3 probleme ar fi pe toate pozițiile 1, 2 și 3. Cea mai mare problemă a poliției locale este problema legislativă. Da? Avem aici o problemă legată de personal și mă refer la vârsta de pensionare. Pentru că având atribuții oarecum asemănătoare cu cele ale celorlalte structuri de forță, cum ar fi Poliția Română sau Jandarmerie, noi suntem singura situație în care vârsta de pensionare este vârsta standard, adică 65 de ani. Ori gândiți-vă dumneavoastră, cum ar fi? Deocamdată nu s-a ajuns. S-a ajuns la o medie de vârstă undeva în jur de 45-50 de ani, aici ne situăm. Dar ce ne facem peste câțiva ani când oamenii aceștia vor crește în vârstă și vom ajunge la 65 de ani cu agenți de rutieră, vă dau un exemplu, care ar trebui să dirigeze traficul? Cam cum ne-am putea descurca? Cam cum ne-am putea descurca cu o trupă de intervenție la care cu vârsta este 60 de ani, să zicem. Da? Pentru că este o muncă de uzură. Și celelalte orașe ce au făcut? Celelalte orașe încearcă să facă, să aducă o îmbunătățire a legislației. Sindicatele, cu care eu am o discuție permanentă, încearcă să aducă propuneri legislative care până acum, din 2010, de când este pe legea poliției locale, nu au avut practic niciun succes. Da? Și este cea mai gravă problemă. Este greu de rezolvat, într-adevăr, dar speranța noastră este că măcar o măsură de protecție socială, să spunem că la o anumită vârstă, acești oameni care sunt în stradă, care nu sunt suficienți, și aici o să revenim pe parcurs, da? Nu au posibilitatea asta să-și desfășoare serviciul în cele mai bune condiții. Așadar, peste 15 ani, spuneți că există riscul, de fapt nu riscul. Realitatea din multe orașe din România va fi următoarea. Ar fi polițiști locali, cei mai mulți cu vârstele între 60 și 65 de ani. Da. Noastră spuneți, domnule, ce să facem cu... Exact. Și atunci noastră ce propuneți? O pensionare la 45 de ani, cum a fost la poliție? Sau ce propuneți? Nu, propunerea... Nu pot eu să fac neapărat propuneri, dar prin vocea sindicatelor cu care am un contact permanent, am propune o reducere a vârstei de pensionare, fără a se cere condiții speciale în sensul pensiei speciale care se acordă acum, care este altfel decât la cei din structurile din MAI, da? Propunerea care a fost prezentată chiar săptămâna trecută într-o comisie formată din parlamentari și toate federațiile la care sunt afiliații polițiștii locali a fost 57 de ani. Mi se pare mai mult decât realist. Mi-aș fi dorit măcar, poate nu 57, dar măcar 60. Da? Să putem oamenii ăștia să-i retragem, să beneficieze și ei de o pensie corespunzătoare și să putem aduce și reîntinerii structurile poliției locale. Facem un debate. Noastră spuneți vârsta de pensionare. Eu spun că principala problemă a poliției, evident că avem perspective diferite, noastră sunteți comandatul, sunteți directorul, principala problemă a poliției locale Ploiești, nu știu din ce motive și vă întreb, vedem foarte des
bănci distruse, parcuri distruse, scoși de semințe în parcuri, indisciplină în trafic. Acum aveți și atribuții în zona aceasta brutieră. Da. Aceasta este, dacă vreți, o altă perspectivă. Sunteți de acord cu ea sau? Sunt de acord cu ea, dar haideți să facem un exercițiu. Și prezentăm acum strict Poliția Locală Ploiești, da, fără să ne intereseze de structurile din alte orașe, mai mari sau mai mici. Asta spuneați, principala problemă va fi peste 15-20 de ani la Ploiești. Da. Eu vă spun una care e de ieri, azi și cred că va fi și mâine. Da, care a fost și anul trecut, să zicem. Da? Corect. Da. Ok. Partea operativă, și mă refer aici la personal din ordine publică, circulație, da? Și partea de intervenție, care face tot un fel de serviciu de ordine publică. Da? Undeva la 145 de persoane. Venind cu un proces care anul trecut s-a câștigat, 92 din cei 145 de colegi ai mei au câștigat niște drepturi în instanță, aferente perioadei 2018-2021, da? Prin care a fost și perioada aceea cu pandemia, o parte lucru în sâmbătă și duminică, care instanța le-a dat câștig de cauză. Salarial, bănuiesc, nu? Doar, nu din punct de vedere al banilor efectiv, doar zile libere. Zile libere care se cifrează pe anumite persoane până la 220 de zile. Da? 92 de persoane din 145. Haideți să facem un exercițiu să vedem ce înseamnă 3 ture, adică 24 din 24, 7 zile din 7. Pe partea de circulație, și vă dau un exemplu, că este o structură care este foarte vizibilă, da? Noi nu putem acoperi schimbul 3, ca idee. Noi mergem sâmbăta și duminica, schimbul 1 și 2, adică intervalul orar 6-22, doar cu un echipaj. Până când va fi situația aceasta? Până când? Până când, adică când, când trec cele 220 de zile? Am reușit și am avut un protocol cu reprezentanții sindicatului și am convenit să mergem pe o perioadă de 5 ani de zile în care putem să acordăm aceste zile. Pentru că, practic, noi am fi blocat. Dacă toată lumea ar fi cerut toate cele 200 de zile, să zicem, sau 170, 180, 1000... Jumătate din an, Ploiești nu avea poliție locală. Nu avea poliție locală. Nu avea poliție locală. Asta era problema. Și mergem acum... Vă dau un exemplu. Ați spus de parcuri. Nu, haideți să rămânem la rutieră, vă rog, o clipă. Din punctul dumneavoastră de vedere, conducător, poliția locală, ca și instituție în general, în particular poliția locală Ploiești, a reușit să se impună conducătorii auto. Cu alte cuvinte, respectă când văd polițistul local sau zic, hai domnule, v-ați găsit și voi de la locală, credibilitatea a fost câștigată? Da, este câștigată. Într-adevăr, pe partea de atribuții, poliția locală, partea de circulație, are ca principale atribuții tot ce înseamnă intrare pe interzis, staționare, oprire, partea de accesul tirurilor, mă rog, cele autovehicule cu tonaj mare în oraș, sunt restrânse atribuțiile, nu sunt foarte multe. Pe lângă toate acestea, noi mai avem și partea de ce înseamnă asigurarea fluenței în situația în care primăria decide să facă anumite lucrări. Ați văzut ce înseamnă asfaltare sau să blochează anumite străzi în vederea diferitelor proiecte care se execută. Sunteți mulțumit de numărul amenzilor, fiindcă, mă uit, dacă vreți să dau un exemplu, chiar un exercițiu foarte bun și cred că relevant. Bulevardul Republicii, de la Careman până la ieșirea, până la Unilever, până la ieșirea de la Nord. Sunt foarte mulți care, și pe o parte și pe alta, parchează pe partea dreaptă. E adevărat, nu există locuri de parcare. Dacă vor să oprim, așa se numește în România, dacă vrem să oprim la magazinul acesta, în față, dacă nu e loc în față, dăm pe avarii puțin. Nu trebuie să mulțumim de numărul amenzilor, fiindcă pe de altă parte, eu am văzut, a fost la un moment dat o acțiune a SGU, cred că și a poliției locale, o săptămână sau două, domnule, să circula. Adică nu vreau să, eu nu spun că să-mi devină conducătorii auto, că vine undeva împărțită, domnule, în locuri de parcare, dar nici să parchezi drept în fața magazinului, că acolo ai tu treabă și nu vrei să cauți la 50-100-200 metri, cum faci în străinătate, nu vrei să găsești un loc de parcare, să te uiți măcar. Nu, domnule, acolo parchez și stau doar un minut, două. Haide, asta e problema. Și anume disciplina în trafic. Ploieștiul este un oraș sufocat. În anumite intervale orare semănăm. Suntem București 2. Da. Și automat că disciplina în trafic, ne place sau nu ne place nouă conducătorul auto, trebuie impusă.
Partea de disciplină în trafic este și o problemă pe care o dezbatem aproape zilnic împreună cu șefii de structuri, mai ales cel de la partea de circulație. Amenzile sunt în creștere. Numărul mașinilor care tranzitează orașul este în creștere. Numărul locurilor de parcare este limitat. Același, da. Da. Am încercat, vă dau un exemplu, să facem un exercițiu împreună cu SGU, pentru că noi putem dispune ridicarea unei mașini, iar SGU să execute această operațiune. Și am încercat într-o noapte să vedem care ar fi eficiența celor două instituții să ridicăm mașinile care sunt parcate neregulamentar și am luat ca punct de reper o zonă foarte aglomerată, zona Caraiman, intersecția de la Caraiman, unde acum s-a mai eliberat zona, pentru că am făcut o acțiune de ridicat, am făcut mai multe acțiuni de ridicat, dar într-o singură noapte am dispus ca echipajele să acționeze doar în zona respectivă, să ridicăm toate mașinile care erau lăsate efectiv în sensul giratoriu. Acolo, adică încurcau traficul, da. Spuneți. SGU are... Și le-ați ridicat pur și simplu, a doua zi, conducătorul și-a mai găsit mașina? Nu și-a mai găsit mașina, da. Și, mă rog, există semnul de ridicare. Și le-ați lăsat un bilețel sau ce? Ce nu, dar există semnul adițional, sub indicator, de ridicare a mașinii în cazul în care se staționează în zona respectivă. Există. Ei pot să sune la poliția locală, pot să sune... Și nu vi-a spus în cap, nu v-ați trezit cu... Probleme de genul acesta sunt tot timpul. Nimeni nu vrea să se trezească cu mașina ridicată. Dar când sunt acte de indisciplină care sunt evidente, mașini lăsate în intersecție, pătrecerea de pietoni, altă soluție nu există. Pentru că o verificare în baza de date a unei mașini nu îți indică și numărul de telefon al proprietarului ca să poată fi sunat, să vină la mașină să... Și proprietarii bănuiesc că vă spun același răspuns sau aceeași replică de fiecare dată. Spuneți-mi noastră unde să parchez, domnule comandant, și parchez. Spuneți-mi noastră, domnule primar, domnule viceprimar, domnule director, da, domnule... Asta este o replică care a devenit... Care are miez, adică are un miez, dar de adevăr. Sunt anumite zone unde se pot parca mașinile, da? Asta înseamnă să mai meargă 100-200 de metri. Iar noi suntem obișnuiți la Ploiești, exact cum a spus și dumneavoastră, dacă am treabă la un magazin, de rost să parchez la intrare, să nu cumva să... Să merg pe jos. Să merg mai mult de 10 metri. Dar dumneavoastră vă referiți în zona Caraiman sau și în alte zone, am văzut parcări de-a dreptul incredibil, adică au ajuns pietonii să meargă cu cei mici, cu cărucioare, cei bătrâni, pe stradă, fiindcă trotuarele sunt ocupate. Și atunci, domnule comandant, am văzut trotuare și în zona Caraiman ocupate, adică oamenii deja au locuri de parcare pe trotuar. În intervalul 17-7 dimineața, ăsta e locul meu pe trotuar. Pietonii făcând evident, în mod evident un slalom. Și atunci, domnule comandant, întrebarea este, vrem un oraș disciplinat, încercăm, sau noastră cum vedeți viitorul? Fiindcă nici pietonii nu sunt mulțumiți, nici conducătorii auto nu sunt mulțumiți, nici poliția locală nu e mulțumită, nici primăria. Care este soluția? E greu să mulțumim pe toată lumea. Ar trebui locuri de parcare, spun cetățenii. Domnule, lați-mi loc de parcare și eu parchez. Da, dar mai există și factorul de reavoință în ce privește parcarea. Pentru că nu este normal să parchezi într-o intersecție sau pe o trecere de pietoni. Noi am ridicat mașini în acțiunea respectivă din rondul de la Caraiman, cele care obțineau vizibilitate, adică nu se putea asigura alt conducător auto, nu se putea asigura să facă o manevră de încadrare la stânga sau la dreapta. Și care sunt, din punctul de vedere, concluziile după acea acțiune, mă rog, mai mare, să nu zic de amploare? Dacă am avea posibilitatea să avem mai mulți agenți în stradă, dacă SGU ar putea avea posibilitatea să aibă mai multe platforme de ridicări, cred că am putea face un serviciu 24 din 24, 365 din 365. Dar următoarele zile au parcat mai puțin? Adică ați urmărit? Da, fenomenul s-a redus. Am mers mai departe și în Comisia de Siguranță a Circulației și s-au hașurat anumite zone pentru a nu se mai bloca și au început să mai respecte. Mă rog, mai sunt și persoane care nu locuiesc în oraș sau în zone respective, care vin pentru prima oară, nu dau atenție, nu sunt interesați și parchează în continuare acolo. Dar aceștia sunt sancționați. Da, în alte orașe ne uităm și în străinătate nu mai spun. Mai ales în Ardeal ne uităm cu atenție și găsim, căutăm un loc de parcare. Dar e adevărat că acolo mai și găsești locuri de parcare. O problemă pe care foarte mulți cetățeni cu siguranță v-au semnalat-o și presa o sesizează aproape zilnic. Locuri de joacă distruse, parcuri, bănci din parcuri distruse. Zici că noaptea Ploieștiul ăsta devine destul sălbatic, nu exagerez, nu generalizez.
Dar sunt cazuri de te crucești, bă, dar ce ai cu leagănul, ce ai cu banca? Iar poliția locală, cum să mă explic că sunteți aici în studio, pare că nu, mă înțelegeți că nu-și face treaba, haideți să fiu da, așa. Da. Sunteți mulțumit de gradul de implicare al polițiștilor locali. I-ați prins că par așa, zici că vine Batman, Zorro și distruge locuri de joacă, bănci, care se plătesc din bani publici, adică nu le vine cineva și donează Ploieștiului. De nenumărate ori au fost identificate persoane care au comis astfel de fapte antisociale. De nenumărate ori. Dar, cum spuneam la început, să revenim la programarea polițiștilor în serviciu. Noaptea funcționăm undeva la 4-5 patrule. Asta înseamnă 10 polițiști locali pe noapte. 10 polițiști locali. Față de un necesar de... Din punctul dumneavoastră de vedere, câți poliția, ar trebui? Poliția comunitară avea 40 pe tură. Acum sunt 10. 10 sunt pentru tot Ploieștiul? Pentru tot Ploieștiul. Sunt 10 de parcuri în Ploiești. Cam cum ați vrea să facem împărțirea ca să fie ok? Este aproape imposibil să le avem pe toate în grijă și să nu se întâmple nimic nicăieri. Doar dacă am fi un oraș civilizat. Că bănuiesc că și... Bănuiesc că nici nu... E ca și la cealaltă problemă. Nici noastră nu sunteți mulțumit, nici primărie... Nu sunt mulțumit. Dar... La camerele video, numeric, că stați, că parcă monitorizam tot orașul, parcă eram Big Brother. Ploieștiu trebuia să devină Big Brother. Da. I-ați găsit? Că mie mi se pare noaptea minții. Vine cu o cagulă, a distrus și zicem, domne, monitorizăm video. Monitorizarea video este un proiect care urmează a fi implementat la Ploiești prin programele primăriei. Deocamdată există o monitorizare pe care tot noi o facem prin dispeceratul poliției locale cu camere amplasate la platformele de colectare. Da? Și aici putem merge pe ce înseamnă sancțiuni de depozitare în alte locuri decât cele speciale amenajate, mai ales cele care depozitează, și aici a fost o problemă și a devenit din ce în ce mai mică, pentru că avem și noi un aport aici în numărul de sancțiuni. Cei care își renovează apartamente sau fac lucrări de construcție și toate deșeurile din construcție le duc la platformele astea, care ele sunt destinate clar numai pentru gunoiul menajer. A fost greu să înțeleagă, dar prin amenzi, ușor, ușor, deci doar cu amendă, spuneți. Doar cu amendă. Pentru cu că, te rog frumos, nu... Cu te rog frumos, prevenția asta nu prea ține la Ploiești. Așadar, spuneți că un număr de 40 de polițiști în stradă. Eu vă spun cât au fost inițial. Și ar fi suficienți? Haideți să luăm, să facem un exercițiu și să vedem parcul de la sala sporturilor. Credeți că dacă cum acolo, îl catalogați? Credeți că dacă acolo am pune o patrulă ar fi suficient? Eu vă spun sigur că nu. Facem acțiuni punctuale, inclusiv împreună cu secțiile de poliție, dar acțiunile astea durează undeva în interval orar 2-3 ore. Da? Facem un hey-rup, mergem noi mai multe patrule, aduc ei mai multe patrule, da? Și facem o periere a zonei. Dar nu putem să stăm doar într-un parc, pentru că mai sunt alte 10. Da? Și trebuie să le monitorizăm pe toate. Și asta spuneți așadar că nu poliția, încerc să fiu și constructiv, poliția locală Ploiești nu poate performa în măsura în care funcționați pe schimb cu 25% din numărul poliției comunitare. Inițial, da. Da. Dar necesarul de ar fi 40 de polițiști, credeți că Ploiești, pentru Ploiești ar fi suficient pentru a asigura ordinea publică? Ar trebui să facem într-un fel, să avem o dată și să ne convingem dacă sunt suficient sau nu. Dar aici ne lovim de altă problemă legislativă. Legea Poliției Locale 155/2010 prevede un post la 1000 de locuitori. Prevede un post, nu un polițist local. Dar Poliția Locală Ploiești, fiind o entitate de sine stătătoare, are nevoie și de contabil, și de jurist, și de un om la resurse umane. Da? Deci postul ăsta cuprinde polițiști locali și personalul care îi deservește, să spunem așa. Iar anul acesta s-a lansat în spațiu public un rezultat parțial la recensământul care s-a încheiat anul trecut și suntem în scădere. Deci, practic, probabil că de la anul sau peste 2 ani urmează reducere de personal și la poliția locală. Cu ce procent ați socotit? Că bănesc că specialiști... Dacă acum suntem 240, mă rog, 240, dar avem 28 de posturi libere, da? Ar trebui să scadă la 180.
Adică și populația Ploieștiului a scăzut la 180.000, da, parcă, nu? A scăzut la 180.000, dar populația care este deservită pe timpul zilei, eu nu cred că a scăzut. Pentru că sunt foarte mulți care lucrează din afara orașului în oraș și numericul cred că e mult mai mare de 180.000. Dotarea poliției locale Ploiești, fiindcă la un moment dat, să zicem că cu siguranță asta ați încercat să păcăliți numărul deficitar de polițiști printr-o dotare mai bună, adică să vă mișcați mai repede, să nu se mai meargă doar pe jos. Da. Este ok? Este ok la momentul ăsta. Am reușit anul trecut să aducem 3 mașini noi, anul acesta avem prinsă încă una în buget, acum 2 ani au mai fost încă 2 mașini noi, încercăm să renoim și flota de mașini care să fie dotate corespunzător, să nu mai fie mașinile alea vechi care circulă și care se strică și care au nevoie de foarte mulți bani pentru a fi reparate. Da, la dotare nu pot să mă plâng. Suntem ok. Dar mie mi se pare că e un cerc vicios, domnule director. Dincolo de perspectivele acestui număr de 180. Sumbre. Și cele două, acel proces câștigat de sindicat, de fapt, nu ne oferă nicio perspectivă, la modul serios, bună. Da, vorbim cu cărțile pe față și asta este situația. Eu de asta am venit și vreau să o prezint, pentru că așteptările sunt foarte mari, da, dar nu se știe ce este în spate. Exact cum v-am dat exemplu, haideți să mergem cu 5 patrule într-o noapte tot orașul. Haideți să vedem că sunt vreo 40 ceva de parcuri. Cam cât timp ar trebui să stai din cele 6 ore la fiecare parc? Da? E aproape imposibil. Sunt și sesizări care trebuie soluționate. Sunt și alte probleme. Vă dau un exemplu. Am făcut acțiunea acestea cu TC pe care le avem aproape de 2-3 ori pe săptămână. Da? Și am identificat acum 2 săptămâni pe cineva care purta o armă albă la el. Da? Și avem un echipaj care are un astfel de caz. În aceste situații se face un proces verbal, se face o comunicare cu Poliția Națională și respectivul este predat pe bază de proces verbal Poliției Naționale. Actele care trebuie întocmite la un astfel de caz durează cam 2-3 ore. Deci 2-3 ore o patrulă a ieșit din schemă. Mai rămân 4. Ce facem? Deci mie mi-e foarte clar. Atunci, pe semne că vorbeam și în alte emisiuni, afară parcurile pentru copii, locurile de joacă, sunt împrejmuite și au program. Se deschid la ora 7 dimineața, se închid la ora 19, maxim. Fiindcă este destinat doar copiilor, adică nu ne ducem noi... Teoretic așa ar trebui să fie și la noi. Dar... Poate fi o soluție, fiindcă e clar că nu ne putem baza pe polițiștii locali, că sunt puțini și ca atare sunt nu putem... Puțin, iar... Parcurile fiind apanajul SGU, nu cred că au și posibilitatea să le închidă și să le deschidă ca pe o casă. Parcurile sunt foarte mari. Te-o spun cum e afară. Deci am văzut cu cheie, afară, frumos. Afară e și civilizație. La noi e mai puțină. Avem și persoane de anumită etnie. Dar a prins colegii, mă rog, polițiștii locali au prins persoane care au devalizat locuri de joacă? Absolut. Vă dau un exemplu. Parcul din Nichita Sănescu, parcul din centrul orașului. Tot în partea de schimbul 3, adică intervalul orar 22:06, minori, 4 sau 5, au rupt toate grilajele acelea pe care erau puse flori, pe care toate le-au rupt. Da? De ce? Nu știu. Miezul nopții. Miezul nopții, da. De un teribilism ieșit din comun. Și când au fost întrebați de ce? De ce? Pur și simplu. Deci nu au un răspuns. E vorba de o chestie de, cred că, distracție. Altceva nu bine, nu ne mai întrebând unde ce căutau minorii la miezul nopții afară. Da, au fost și părinții sancționați pentru lăsarea lor nesupravegheată și au fost și ei sancționați și au mers la poliție și au dat, s-a început cercetarea împotriva lor. Minorii 16-17 ani. Da. Și deci... Și așa se distrug parcurile în Ploiești, locurile, da, de joacă. Pur și simplu, facem un lucru sau ne filmăm când facem un lucru rău, da? Îl punem pe TikTok și deja ați văzut cazurile cu... Ați prins mai mulți oameni care de pe TikTok, de pe de-asta, i-ați prins, da, de urma lor? La un moment dat au fost unii care, tot tineri, care s-au distrat într-o noapte mutând panourile de semnalizare a unei lucrări de gaze, da? Blocând strada cu ele. Explicația noastră e greu de... Bine, e râsul plânsul. E râsul plânsul, da. Ăștia suntem, da?
facem o chestie, ne distrăm, ne filmăm și dăm mai departe. Și uite ce realizare avem. Ce răzdrăvănie am făcut, dă-i cu like-ul. Exact. Că, spuneți-mi, vă rog, colaborarea cu Poliția Națională și cu Jandarmeria. Oamenii, cred că știu, nu au mai văzut jandarmi pe stradă, fiindcă nu mai ies pe stradă. Nu neapărat că nu mai ies. Ca și în cazul nostru, și Jandarmeria și Poliția Națională au deficit de personal. Da? Dacă sunt 4 secții de poliție pe raza Ploieștiului, cred că și ei funcționează în schimbul de noapte cam cu un echipaj. Iar dacă există un accident rutier, se blochează echipajul acolo câteva ori. Întreba cineva, mai în vârstă, e adevărat, domnule Nache, dar de ce domnule nu mai patrulează jandarmul cu polițistul, acum și cu polițistul local? Domnule, să fie, adică avem nevoie de siguranță, fiindcă noi n-am vorbit absolut deloc și mai bine să nu vorbim despre siguranță, siguranța doamnelor, spre exemplu, dar și a domnilor, care ies la ora 22, de la schimbul 3, de la schimbul 2. Adică, nu, mai bine nu vorbim. Cu acest numeric, mai mult nu putem face. Dar patrulele mixte mai sunt mai agreate prin lege, la nivel local, la nivel județean? Noi avem colaborare cu Poliția Națională și cu Jandarmeria pe tot ce înseamnă partea de evenimente. Evenimente sportive, meciuri de fotbal. Nu, în afară de asta, nu. Asta este partea noastră de colaborare cu ei. Ține de nivel local sau ține de la nivel național și cu asta voastră? Ține de nivel național, cred. Poliția mai face echipă cu jandarmeria ei, fiind două structuri ale MAI-ului, e cu totul altceva. Noi suntem un pic o forță complementară, da? Și ne folosesc în anumite situații. Cum a fost situația pandemiei, când am intrat în subordinea Poliției Naționale și acolo a fost cu totul altceva. Dar numai în situația asta specială. Oamenii, siguranța cetățenilor, așadar, că de fapt de aici pornisem și cu patrule și noaptea, spuneți că deocamdată dați poate face, cel puțin poliția locală. Da, asta este realitatea. Și situația asta, când va fi altă situație? Eu nu cred că va fi altă situație. Dacă ne raportăm și la partea de reducere de personal care se preconizează, da? Nu cred că va fi altă situație. Adică mai mulți decât suntem acum, nu o să fim. Nu mă refer cu procesul acela, că bănuiesc că sunt foarte mulți care... La un moment dat și zilele astea se duc, adică da. Li se vor acorda. Dar dacă reducem numericul, e cam același lucru. Dar v-ați adresat, uitați o idee, nu habar am dacă e legal ceea ce, dacă permite legea ceea ce spun eu acum. Domnule, dragă Consiliu Local, dragă Primărie Ploiești, domnule, hai să negociem cu sindicatul, să le dăm niște bani, fiindcă altfel, pentru acele zile, l-au câștigat în instanță, ok, poate doresc, fiindcă altfel, eu ca și comandant, eu ca și director al Poliției Locale, și dumneavoastră ca primar, ca și consilier local, ca și viceprimar, domnule, suntem legați de mâini și de picioare. Au câștigat în instanță, asta este, trebuie să respectăm legea, dar nu avem cu cine să facem treabă. Din partea... Și ca atare hai să facem, să le dăm niște bani, dacă doresc, și să revină la muncă, că și așa suntem puțini. Și dacă mai și lipsesc... Instanța, în acest caz, a stipulat clar. Nu există niciun beneficiu financiar, doar zile libere, da? Deci fără a se putea cumpăra într-un fel zilele astea libere. Mai avem un proces în desfășurare pentru o altă perioadă. Iar în funcție tot cu zile libere. Iar în funcție de rezultatul celor două procese, pentru că e posibil instanța la un proces să acorde și la unul să nu, da? Vom lua o hotărâre în sensul ăsta. Vom merge în fața Consiliului Local, vom expune problema și vedem ce soluții se găsesc. Adică nici noastră nu mai rezistați mult. Da, bineînțeles că nu se poate. Dacă s-ar dubla aceste zile libere care sunt la sfert acordate până la momentul ăsta, vă dați seama că suntem într-o imposibilitate de a ne mai desfășura activitatea. Da, și lucrurile nu vor fi în ordine. Asta e clar. Deci vă gândiți la, după în urma acestui proces, să mergeți în Consiliul Local să spuneți... Să prezentăm clar care este situația, da? Și ce se poate face, să venim cu soluții, absolut, da? Și să vedem ce ni se acceptă din aceste lucruri. Deci există riscul ca activitatea Poliției Locale Ploiești să fie blocată în proporție de 99%. Da, poate nu 99%. Ne mai rămâne cineva la dispecerat, la contabilitate. Da, exact. Da, nu știu. Este o problemă care ar trebui dezbătută în primul rând în partea legislativă, cum am spus la începutul emisiunii, da? Dacă acolo am putea jongla într-un fel și să putem să avem această vârstă de pensionare, care pe mine
mă deranjează cel mai mult, dar cred că am putea face lucrurile altfel, da? O reîmpărțire pe schimburi, pe zone, pe orice, să putem organiza activitatea în altă manieră ca să nu mai avem posibilitatea asta să fim dați în judecată și să câștige oamenii zile libere, pentru că și asta au fost câștigate tot în prisma faptului că nu sunt oameni și s-a lucrat mai mult, s-a lucrat în zilele de repaus. Ați vorbit cu parlamentari de Prahova, ați expus... Da, eu direct nu, doar sindicatele care reprezintă oameni au această posibilitate. Și s-a tot discutat, v-am spus inclusiv săptămâna trecută a fost o dezbatere în Parlament, în comisii, și s-a propus statutul polițistului local cu o vârstă de pensionare undeva la 57 de ani. Nu avem mari speranțe de... bine sau de o soluționare favorabilă. Mai ales acum cu legile, cu pensionările. Exact, cu pentru că înțeleg că nici politica Uniunii Europene nu este de a mai... Dar în alte țări cum or face? În alte țări au un statut special, da? Și fiind o muncă de uzură, oamenii ies mai devreme, da? Să face diferențierea între cei care muncesc de luni până vineri, de la ora 8 la 16, și cei care muncesc și sâmbăta, și duminica, și noaptea, și... Sunteți sportive? Sunteți mulțumit de polițiștii locali? De modul cum arată? De pregătirea lor fizică? Nu. Nu. Dar aici ne raportăm clar la vârstă. E aproape imposibil să mai faci serviciu, că e de ordine publică sau că e de circulație peste o anumită vârstă. Este aproape imposibil. Care, și asta unde contrați? 50-55? Unde vedeți vârsta pentru polițiști locali? Aș fi de acord aici cu sindicatele care ne reprezintă și sunt undeva la 57 s-a stabilit că ar fi o vârstă cât de cât acceptabilă pentru a se putea... Haideți să vă întreb altcumva. La ora actuală toți polițiștii locali de la Ploiești pot alerga 1000 de metri în 5 minute? Vă întreb. Depinde de 5 minute, dacă sunt mai lungi sau mai scurte. Dar pregătirea fizică bănuiesc că... Noi avem sală de sport dotată și au posibilitatea să desfășoare activități care să... Nu și obligativitatea. Nu există prin lege. Totul este... Partea de legislație în domeniul poliției locale este un pic ambiguă. Asta observ și eu, adică... Este un pic ambiguă. De exemplu, alte poliții din țară au încercat la angajare să dea o testare sportivă, da? Cu niște bareme care au copiat de la alte structuri de ordine publică. Ok. Și cei care au participat și au picat, au dat în judecată și au câștigat. Pentru că legea nu prevede o astfel de probă sportivă la angajare. Deci, dacă suntem dolofani bine, ne putem veni la concursurile poliției locale fără probleme, fiindcă vom fi primiți. Da. Nu există probe sportive. Da. Și ca atare, este foarte clar că trebuie schimbare legislativă. Adică, este cea mai mare problemă. Dincolo de... Și pe de altă parte, nici nu dau seama, domnule Albu, care ar fi soluția, că și la 57 de ani o să iar opinia publică, o să spună noi muncim până la 65 și polițistul local ce face? Că vrea la 57. Pe de altă parte, pe semne, dar nu pot fi toți duși la muncă de birou, că n-ar mai fi nimeni în stradă. Absolut. Plus că sunt cam aceeași generație. Exact. Dar polițiști locali dotați, cu un fizic ok, da. Da? Să alerge după un hoț eventual, adică nu să zic că hai că mă las pe gubaș, că nu... Am reușit anul trecut, am făcut angajări, m-am bucurat că au venit oameni tineri, da? Care urmează să fie școlarizați în ordine publică, da? Dar sunt decât 7, ca să zic așa. Noi am avut bugetul de anul acesta, nu ne-a permis, sau mă rog, nu ni s-a aprobat să mai facem noi angajări. Nu știu, parcă a fost un preambul așa la rezultatele recensământului, da? Mă rog, asta este. 180.000. Bine, la un moment dat trebuie și, ca să nu existe excese, că putea să angajați 2.000 de polițiști, nu dumneavoastră, ci un alt oraș. Dar legea, măcar sintagma un post la 1.000 să fie un post de un polițist local la 1.000 de locuitori. Și tot era ok. Așa, și cum e acum? Este un post. Care și postul acela poate fi și în birou. Include și femeia de servici, include și cel de la administrativ. Înțelegeți? Este un post cu totul, da? Da, aici chiar trebuie modificat, că totuși... Trebuie modificat, da. Și parlamentarii de Prahova... Poate facem o dezbatere și cu parlamentarii de Prahova, da. Și cu colegii de la sindicat, ca să vedem dacă se pot mișca lucrurile. Exact, că poliția locală, la nivel național, implicit la Ploiești,
pare blocată în aspecte legislative. Exact. Da, cred că este un lucru general asta, nu doar la Ploiești. Nu, am spus toată țara și implicit la Ploiești. Da. Clar că toate polițiile locale funcționează la fel. Vă mulțumesc pentru participare, domnule director Cătălin Albu. Ne vom reîntâlni cu siguranță, fiindcă situația o impune. Noi cerem ceva, dumneavoastră cereți altceva. Ziceți, sunt de acord că cu ce cereți dumneavoastră sau cu ce cereți voi cetățenii, dar și noi cerem că nu mai avem oameni. Exact. Și uitați cum e un cerc vicios și toată lumea e nemulțumită. Da. Toată lumea are de pierdut. Și e nemulțumită. Da. Noi nu înțelegem de ce plătim poliția locală. Noastră spuneți plătiți, dar plătiți degeaba, fiindcă suntem insuficienți. Și nu putem fi Spider-Man, Batman, să fim prezenți în 5. Da. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc succes și o seară bună. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!